Pentru că tot e o emisiune cu invitați de marcă, ne bucurăm să-l salutăm prin intermediul telefonului pe Walter Zenga. Ni se alătură, n-am mai vorbit de mult, foarte mult timp cu Walter Zenga. Chiar eram curios, Walter, dacă mai vorbești limba română. Te salutăm! Eu cu tine am vorbit, te rog. Da, am vorbit, corect. Dar nu în direct. nu în direct la televizor. Da, da, ai dreptate. Același ritm și aceeași voce fresh. Mărturisesc că m-am bucurat în momentul în care au apărut zvonuri legate de o revenire a lui Walter Zenga în fotbalul românesc, dar nu știu cât de iminentă este o astfel de posibilitate. S-a vorbit foarte mult despre posibilitatea de a ajunge la Craiova, Walter. Și eu m-am bucurat mult când a venit opțiunea asta. Dar din momentul ăsta sunt la Dubai, tu știi bine că sunt aici cu familia, cu copii, cu soția. Ieri am făcut ziua soția mea, așa, Halloween. Uh-huh. Am vorbit cu cei de la Craiova, adevărat. În principiu am vorbit mai mult cu Eduard Zelgin, care este team manager acolo, press manager. Uh-huh. Am vorbit despre condițiile, situația, stafful, tot după... A fost o discuție mai multă, cum se spune, incisă pentru contractul, așa ceva, dar eu vreau să vin cu stafful meu, ai înțeles cum e problema, nu? Da. Normal, ca antrenor profesionist. Dar, spun sincer, m-am bucurat foarte mult că președintele de la Craiova s-a gândit la mine, dar din fericire nu s-a întâmplat. Deci nu, încă, sau trebuie să dai un răspuns. Știu că domnul Mititelu a și fost la Dubai, de altfel. Nu știu în ce măsură va și... Nu, încă în Dubai. Încă aici. Încă în Dubai. Da. Deci, dacă da, din ce... După, am vorbit și... Dar am vorbit și cu domnul Cohen, care m-a sunat, că e prietenul meu. Uh-huh. Eu am foarte mulți prieteni în România. Asta e cel mai fericit pentru mine, că persoane se gândesc la mine și am gânduri la mine. Uh-huh. Dar un răspuns sau final sau posibilitatea de a veni mai degrabă, din ce înțeleg, din ce spui, mai degrabă e o chestie de viitor decât ceva iminent. Pentru că... Nu știu ce... Da, spune, scuză. Pentru că trebuie să-ți fie acceptate niște condiții pe care le pui, din ce am înțeles. Nu, bine, normal, din punctul meu de vedere, ca antrenor profesionist, e normal că la început delle discuții tu întrebi cum sunt pregătire, antrenamente, cum e organizzate, tot. După când discuția devine un pic mai intensa, e normal că fiecare are, cum se spune, limite lui, nu? Uh-huh. E corect așa. Da. Dacă îmi spui despre un staff propriu, la câți oameni te referi? Ar fi mulți asistenți? Nu e chestie de mult asistenți, pentru că eu am fost în altre țare, unde înainte am întrebat cine aveți voi. Cioè, pentru că din punctul meu de vedere, dacă e un preparator fizic de portare foarte bun, de ce trebuie să aduc il meu? Ai înțeles? Da. Dar două persone minimo care sunt lângă tine, care te cunoștem bine, care știe cum ne gândim, cum facem, e normal. No? Da, categoric, până la urmă. Și în momentul în care ai venit prima oară în fotbalul românesc, la fel, ai venit, îmi amintesc, cu staff, cu oameni care te-au ajutat și nu uităm și nu avem cum să uităm lucrurile extraordinare pe care le-ai făcut în fotbalul românesc. Și de aceea eu unul m-aș fi bucurat foarte mult să poți reveni. Așteptăm. Pe de altă parte s-a vorbit destul de mult și despre posibilitatea de a reveni la FCSB. Da. Nu știu ce să spun, pentru că eu nu sunt gen de om care se autopropune. E niciodată l-am făcut, niciodată voi face. Problema următoare este că dacă eu citesc că Gigi spune că eu m-am autopropus, am sunat pe meme.
În primul loc, nu e adevărat că am sunat pe meme. Le-am trimis doar un WhatsApp unde le-am scris: meme, ce se întâmplă, cum este, te îmbrățișez. Pentru că eu sunt așa, când cineva care m-a ajutat în fotbal, care m-a ajutat în viața mea, e meme, m-a ajutat mult. E într-un moment, spunem așa, dificil, cu niște probleme, eu normal îi spun ce faci. Poate să fie că două vorbe sunt de prietenia, dar nu am întrebat nimic. Mi pare foarte rău că s-a vehiculat că eu m-am propus. Eu sunt un gen de om care nu se autopropune niciodată. Dacă cineva vrea, mă sună. Poate că, poate că au interpretat faptul că ai scris lui Mihai Stoica drept un semn că ai vrea să te întorci acolo. Bine, ne fiind prima oară când i-ai scris lui Mihai Stoica, din ce știu, adică de-a lungul timpului... Nu, scuza, dacă eu te trimit un mesaj și te spun ce faci, cum ești, tot bine, ce înseamnă? Că acum, în lumea asta, în 2023, dacă eu te spun cum ești, înseamnă vreau să mă întorc? Nu neapărat, nu. Scuza. Eu dacă vreau, te sun și te zic: meme, ai nevoie de un antrenor, sunt aici. Ce, mi-e frică că sun cineva. Dar după s-a închis chestie, în primul loc pentru că eu nu am cerut nimic. Al doilea, pentru că domnul Becali a zis că vrea un antrenor român. Ciao, pa, la revedere. Hey, am mai avut discuția asta, tu ești jumătate român. Am mai avut discuția asta inclusiv la echipa națională despre echipa națională chiar am mai vorbit cu Șerban Popescu, fost internațional român de polo și jucător al Dinamo și prieten comun cu noi, cu tine, Walter, în primul rând. Ionuț Badea este alături de noi, de asemenea. Bănuiesc că n-ai acces la televizor. No, și atunci am mai discutat foarte mult despre Walter Zenga la echipa națională. Da, da, a fost. A fost iminent, a fost la câteva... Da, nu știu. Da, a fost la un pas. A venit, cum se numește nemț? Christoph Daum. Christoph Daum. Da. Eu nu m-aș fi bucurat, pentru că îndeplinai condiția, știu că ești român, cred că mai mult de jumătate acum. Nu doar jumătate. Mi pare rău, doar jumate. Doar jumate, da. Nu? Eu am zis plus 1, așa, jumate plus 1. Și pentru mine Walter Zenga a fost primul antrenor de la care am auzit că nu gestionăm oamenii, ci situațiile pe care aceștia le creează. Nu gestionăm oamenii din tribună, președinții sau fotbaliștii, ci situațiile pe care îi le creează. Da, acum nu că e Walter de față, păi dar nu, în momentul în care a revenit, realitate. A produs o veritabilă revoluție în fotbalul românesc, da, perioada națională. Era un mediu. Era un nev mediu, da. Și mulți, foarte mulți jucători, uite că nu este Dănciulescu alături de noi, sau o grămadă de alți jucători care vorbesc despre primele noțiuni aprofundate de tactică în momentul în care tu i-ai antrenat, Walter. Da, mai în afară de acest lucru, că acum te spun sincer că voi suna și pe Dica, pentru că tu știi că eu... Udica am făcut performanța la Steaua, mi pare rău că a plecat, dar acum las două, trei zile după sun. Chestia importantă este că, din punctul meu de vedere, în fotbal, oriunde, pentru că lucrurile mergem, antrenor trebuie să fie antrenor. Director sportiv să face director sportiv, președinte, fiecare are treaba lui. Dacă se începe su cupune che presidente devine antrenor vrea să face director sportiv, preparator fizic vrea să devine antrenor, devine o galagie totală. Din păcate, să știi, welcome to the club. Cam așa e la, da. Cam așa e la FCSB în ultimul timp. Asta și apropo de cei care spuneau că te-ai autopropune la FCSB, în ce condiții sunt acolo, cunoscându-te cât de cât, sunt sigur că n-ai fi putut să vii și n-ai fi putut să inițiezi măcar și niște... Și cred că nici la Craiova n-ai fi putut să găsești toate principiile acestea respectate. No, uite, repet, mi pare rău că într-un mesaj de prietenia s-a vehiculat ceva că... Data viitoare nu trimit nimic, mai bine. Mă las. Dacă ai mai trimis între timp și în alte momente, atunci nu e niciun fel de problemă, ar fi culmea, nu?
mai poți să mai în alte momente nu era, în alte momente nu era, nu era probleme, nu? Da. A mai circulat o știre și cu o ofertă din Italia pentru tine. Erau pe din serie B, nu mai știu sigur. Cosenza, da. Cred, da. Cosenza. Da, da, și am avut multe în ultima vreme, dar în timp când am fost antrenor am mereu acceptat contratti con Dor Chasselun un an de zile e acum gata, non mai vreo. Gata. Am o vârstă che posso decidere io ce fac din viața mea e non c'è gli altri. Am înțeles. Atunci ori să fie... nu e chestie de bani, eh? Cioè, nu e chestie că eu vreau ceva imposibil. Nu, e chestie de siguranță, pentru că eu vreau să știu că pot să stau într-o echipă, construiesc ceva e fac ceva cu ei. Da, înțeleg ce zici, pentru că am avut discuții de mai multe ori și era un Walter Zenga care accepta experiențele, un Walter Zenga care mergea, putea să meargă și în Dubai, putea să meargă și în Statele Unite, putea să vină și în România și în o grămadă de țări pentru a câștiga experiență, pentru a avea experiență, a crea experiență, dar acum înțeleg că e un Walter Zenga care vrea stabilitate și vrea să construiască o echipă. Și dacă nu se poate, uite, mulțumesc domnule Zeu, nu am probleme. Am o familie frumoasă la Dubai, stau bine, mă bucur de viața în Italia, când pot să mă duc în Italia să stau la televizor să vorbesc despre fotbal, fără nimic. Eu acum fac o lună în Italia, o lună aici în Dubai. Adică ai o viață plină, asta e ideea. Și ești în continuare analist, da, nu? La televiziune și în Italia și știam că și prin... Da, la Sky Sport Italia. Da, nu e concurență, putem spune. Da. Din păcate nu vei putea, că intrăm și în alte subiecte, Walter, nu vei putea comenta Italia la campionatul mondial. E patru ore că nu comentam Italia la campionatul mondial, pentru că și în 2010 e și în 2014 am ieșit după 3 meci. Da, și am comentat, nimic. Vezi, mai avem ceva în comun, Italia și România. Nu avem echipe la campionatul mondial. Pentru voi însă da, e ceva extraordinar. La noi, din păcate, ne-am cam obișnuit. E mai bine că facem o amicală în viitoare, așa? Așa, da. Fotbalul românesc însă îl urmărești, nu de câte ori ai ocazia. Da. O, sempre, mereu. E, te pot spune că eu sunt... un fan lui Gigagi cu echipa lui, pentru că a făcut tot singur, a mers departe e face mereu bine. Da, acum are probleme. L-am sunat la Giga, le-am zis că el are un portar care mi place foarte mult. A Ioani? Nu? A, da, corect. La portar stăm bine, să știți, avem mulți portari acum în România, ne lipsesc jucătorii aia care să și bage mingea în poartă. Acum, Gică Hagi are probleme cu Mutu, cu Rapid. Concurența, bine. Concurența, da. Bine, da. E mai bine, când eu erau la Steaua, era Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, Timișoara era atunci. Multe echipe. Da. Da, erano molte echipe, è mai bene, è mai interessante campionato, no? Categoric. Doar o echipa o două echipe, gata. Da, Walter, mulțumim mult de tot. Am reținut și ideea, pentru că, mă rog, nu în presa sportivă, dar trebuie să punctez. Am reținut și ideea că ești alături de familie și ne bucurăm foarte mult pentru tine și familia ta frumoasă. Multe au fost zvonurile și pe acest, mă rog, nu e profilul emisiunii, dar e important de știut că familia Zenga este acolo și este bine și nu sunt deloc problemele despre care s-a vorbit în alte medii din România. Tu ești martor. Da. Pentru că tu știi. Așa e. Am văzut și niște poze foarte frumoase și nu pot decât să vă felicit. Mulțumesc mult de tot, Walter, pentru acest... Ciao, mă îmbrățișez pe tot. Ciao, mersi frumos. O seară.